Sul Halmeu rămâne după gratii, asta au decis magistrații în cazul celor trei arestați în cazul mitei din Vama Halmeu. Acuzați de trafic, complicitate și cumpărare de influență, cei trei au vrut să fie judecați în libertate. Andreea Crișan are amănunte. Andreea, cât vor sta în spatele gratiilor? Cu siguranță vor rămâne în arest în următoarele 20 de zile. Recursul formulat de apărătorii acestora a fost respins astăzi de Curtea de Apel Oradea. Cei trei arestați sunt Liviu Florian, un om de afaceri clujan cu avere estimată la 40 de milioane de euro, Ion Savu, presupus intermediar între Liviu Florian și Nicoleta Dobrescu, dar și Romeo Nițu, cămătar. În fața procurorilor, cu toții au negat acuzațiile care li se aduc. Liviu Florian spune că nu îl cunoaște pe Radu Mărginean și că nu are niciun amestec în acest conflict de interese. Procurorii susțin însă că acesta i-ar fi trimis lui Mărginean o parte din cei 130.000 de euro, pretinși pentru numirea Nicoletei Dobrescu în funcția de director interimar al punctului Vamal Halmeu. Oana? Andreea, mulțumesc pentru informații.